Alături de Bogdan Stelea, care am tăiat vorba, dar eu redau acum imediat, Florin Bratu și Gabi Balint, de la depărtare, dintr-o altă galaxie. Mulțumesc, da. Ești omul nostru din afara zonei în care ne aflăm. Ziceai despre educație, cu ce te-ai ajutat, Bogdan? Caracter, spune și... Da, îți modelează caracterul și sunt multe lucruri. De exemplu, mergi la școală, nu-ți plac toate materiile. Nu, bineînțeles că nu. Da, unii suntem predispuși în a învăța științe exacte, alții vorbim mai bine. Dar cu ce ajută un fotbalist? Te ajută pentru că trebuie să faci lucruri care nu-ți plac și același lucru se întâmplă și în antrenament și pe teren. Și lucruri, să rezolvi lucruri exact, care sunt complicate. Exact. Ah, uite, interesant, de urmă am gândit asta, da. Păi dacă ar fi după asta, oricărui fotbalist i-ar plăcea doar să ia o minge și să joace cu ea și să joace la două porți și toată ziua să existe. Da. La nivel profesionist trebuie să faci mult mai mult. În primul rând trebuie să ai grijă de corpul tău și să ți-l modelezi la fiecare antrenament și să faci lucruri care n-au nicio legătură doar cu mingea sau cu jocul în sine. Da, bun. E o rațiune pe care trebuie să afli ca și altele. Nu mai spun că nu asta e primul motiv pentru care trebuie să... Pur și simplu înveți lucruri. Lucruri care te ajută în viață. Da. Gabi, întrebarea pe care am adresat-o lui Gică Hagi, dar un pic a driblat-o așa, vor avea nervi jucătorii lui să se lupte la titlu, cei tineri? Motivație cu siguranță vor avea, pentru că își doresc și ei să obțină un trofeu. Mulți dintre ei nu au reușit lucrul ăsta până acum și asta e foarte important. Acum, sigur că lipsa de experiență poate să conteze, da. Dar atâta timp cât Gică știe ce material are la dispoziție, eu zic că rămân cu șanse mari de a câștiga titlul. Acum, sigur că farul a fost lăudată în aceste ultime săptămâni pentru ceea ce a reușit. Dacă ar fi să aduci o critică echipei, ceva ce nu funcționează cum trebuie, ceea ce ar trebui îmbunătățit, ce ar fi? Mai au încă momente de multe ori în faza defensivă, când în jocul 1 contra 1, de exemplu, sunt depășiți destul de ușor. Acolo e o problemă. În rest, jocul ofensiv mie îmi place, întotdeauna mi-a plăcut să ne uităm puțin și la golaverajul pe care l-au, da, care e cel mai bun, da? Cele mai multe goluri înscrise. E foarte bine pusă la punct, au jucători buni, care și individual pot să realizeze lucruri mari. Spuneam de Mazilu, eu când l-am văzut titular m-am bucurat și am rămas uimit prima repriză câte ocazii a putut să-și creeze. Sigur că lipsa de experiență se vede, pentru că a ratat cu mare ușurință, el putea să marcheze minim 3 goluri în meciul cu Craiova. Și Cojocarul 2. În rest, și Cojocarul m-a surprins, a intrat bine, nu-l știam prea bine, deci nu... Chiar a intrat foarte bine în joc. E mai mare joc decât el cu Jocaru, cred. E mai mare, are, da, cu 2 ani aproape. Cred că 19 ani, da, are. Da, da. Da, au ratat mult și aici o să venim la altă echipă care ratează mult imediat, dar e interesantă și asta, pentru noi, diferența asta de filozofie, de la CFR care nu vrea să nu ia gol, la Hagi care spune e o problemă că nu dăm gol. E, cine o să aibă câștig de cauză din diferența asta? Florin, cum ți se pare? Păi, câștig de cauză, până acum, văzând rezultatele din anii trecuți, a avut CFR-ul cu Dan Petrescu. De cu ce această filozofie. Păi, asta ne... Care e mai aproape cinism, să spunem, sau de un soi de pragmatism ăsta, da, dus la extrem. În primul rând, dacă te nu cinism la propriu. Da, cinism fotbalistic. Cred că mai repede e realism. Da, în primul rând trebuie să te apere. Real bine. Politic. Da, sunt foarte mulți antrenori care nu merg pe premiza aceasta, că domnule trebuie să mă apăr bine. Nu, eu vreau să-mi scriu gol și fac absolut orice pentru a scrie gol prima dată. Pentru și neglijează, latura aceasta defensivă. Și sunt, uite, antrenori, ca Dan Petrescu, care preferă un 0-0 decât să, nu știu, să dea gol el, dar să și piardă, nu știu, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Eu îl înțeleg perfect, mie, sincer... Pe Dan Petrescu. Da, mie îmi place ceea ce face, ceea ce a reușit acolo, pentru că mi-am dat seama că în cariera de antrenor, fotbalul egal rezultat.
Punct. Da, dar acum la în povestea asta la Gică este altceva. Despre farul lui Gică, părerea mea că ar trebui să vorbim altfel, pentru că el acolo e formator, vrea să vândă jucători, exact, vrea să propună. Da. E o discuție mai amplă și dar înțeleg. Acum sunt pe același teren. Sunt pe același teren, dar acum vorbim de trofee. Ne-a arătat că o echipă care se apără mai bine, mai matură, cu jucători puternici, cu mare CFR-ul lui Petrescu, are rezultate mai bune. Da, apropo de asta, că tot vorbim de antrenori și de școala de antrenori. Când am mers la școala de antrenori, ce ni s-a spus prima dată? Unde trebuie să organizăm o echipă? Din ce punct de vedere? Defensiv. Normal. Da. Deci arată-mi tu mie pe cineva care duce și spune și începe și pregătește echipa doar ofensiv. Există doar ofensiv. Păi nu doar ofensiv, preponderent. Pe ce pui accentul? Da, preponderent ofensiv. Hagi, mi se pare. Da, și nu. Încearcă să organizezi defensiv, e clar. Eu am văzut antrenori și am fost la diferite cluburi în care, din, 5 zile, da, în perioada, în ciclu săptămânal, 3 zile spre 4 făceau doar ofensiv. Doar ofensiv. Adică toate antrenamentele, jocurile, tot erau ofensiv. Tot timpul în zona 2 spre zona 3 acolo. Aici intervine și altceva. Și îți dai seama exact când le vezi antrenamentele pe ce pun bazele. Îți mai spun o chestie, mai intervine și altceva. Depinde ce jucători ai din punct de vedere defensiv. Că dacă ai jucători experimentați, cel puțin în linia defensivă, nu trebuie să mai lucrezi toată ziua cu ei, să-i înveți. Dar dacă ai jucători tineri, trebuie să le actualizezi și să le trezești anumite, să le întreții anumite deprinderi în permanență. Mm. Apropo de ce ziceai că să nu ia gol, cu Lazio nu va, asta voiam să zic, cu Lazio nu va funcționa. Cu Lazio CFR, care este o miză a fotbalului românesc, da? Este singura echipă rămasă și din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să avem toată recunoștința, poate e mult spus, Radu, dar în orice caz, toate laudele noastre și pentru ce fere că menține cum vorbeam înainte de meciul cu Sevilla. Sevilla în anul în care a luat Europa League, nu? Sau ce au luat? Da. Nu? Europa League. Da. Și a fost singura echipă, exact. CFR, într-unul dintre ani în care a luat Europa cu care nu a pierdut. Deci CFR-ul atunci a fost singura echipă care s-a ținut tare. E adevărat, nu contează să nu pierzi, contează să câștigi în aceste manșe. Contează, așa e, de-a lungul unui campionat, poate că meci FCSB era important să nu scoate egal. Cu astfel de echipe e foarte greu să te arunci. Adică trebuie să fie echilibrat. Iar Petrescu arăta că citește bine echipele, jocul. Sper să regătește bine. Adică nu i-a dat nimic. Sper atât să nu i-a dat nimic cu terenul în cap până acum. Da, bineînțeles. Dar sper să nu scuza, să fie n-am luat gol, asta e. Să intre. Nu bănuiesc, zic că discuția noastră cu atac apărare, oare asta o fi? Da. Mă gândeam, așa. Da. Da, vreau să spun doar un singur lucru esențial pentru mine, din punctul meu de vedere, că fiecare antrenor sau fiecare om are dreptul lui să vadă în felul lui. Din punctul meu de vedere, a avea o apărare bună, asta înseamnă să menții rezultatul la 0-0. Deci nu câștigi meciurile. Avea un atac, a atacat bine și cu portarul, înseamnă să câștigi meciurile, să fii campion. Asta e filozofia mea, pentru că golurile marchează diferența. Golurile te fac să câștigi, de aceea probabil un atacant costă mai mulți bani sau e foarte bine plătit decât un fundaș. Nu cred că s-a inventat ca un fundaș să coste mai mult decât un atacant care dă goluri și care face diferența. Deci asta vreau să vă spun, pentru că echipa mea și stilul meu, filozofia mea, asta e. Și nu înseamnă că echipa mea nu face și faza a doua, adică a juca și defensiv. Pentru că trebuie să faci ambele faze. Da. Jocul de fotbal are două faze, dar una trebuie să știi să ataci la mine prima oară, după aia să știi să te apeși. Depinde cât de bine o faci, sunt două faze. Bineînțeles că între ele există tranziție. Trebuie să fii foarte bun pe tranziție, cred că acolo se face diferența. Nu doar că atac și mă apăr. Dar, clar, 100%, cei care știu să atace sunt campioni. Așa cred eu. Care nu cred. Cred că CFR-ul a devenit campioană că a marcat goluri foarte multe, nu goluri puține. Petrescu știe să atace. Se apără, dar știe să și atace. De-aia probabil a și câștigat campionatul. Da, el spune asta, că e fericit când nu primește gol.
El nu zice că să fie sănătos. Și eu să fiu sănătos, că mă bucur când marchez goluri mulți. Da. Ok, da. Petrescu o să zică degeaba marchez 3 dacă e 4. Și o să zic că e mai important să dau 4 goluri pentru că suporterii o să umple stadionul decât să fie 0-0. Da, asta e un dialog interesant. O să vedem cine are câștig de cauză. E doar ca și filozofie, ca și vedere, cum percep, cum îți dorești, cum pui problema. Probabil eu pun înainte posesia și după aia vine presiunea, pressing-ul, faza defensivă. El pune presiunea și pressing-ul înainte de... sau cei din studio, probabil, sau poate Florin. Din studio pune prima oară baza pe pressing și după aia pe asupra ataș. Cum? Alo? Zic că nu te mai auzi. Zic, probabil, Dan pune accentul mai mult pe presiune, pe pressing, după aceea pe atac. Și Florin, că am văzut că e adeptul CFR Cluj, că simpatizează pe CFR Cluj. Și nu știu, Stelică, care e, cu ce... Cu cine e Stelică? Nu știu care e Stelică. Mie îmi place să atac, dar trebuie să am o bază ca să pot să atac. Absolut. Cred eu că echipa mea, dacă e pe primul loc, și în turul campionatului a avut cam printre cele mai puține goluri primite. Așa că nu-ți de neglijat, nu neglijezi nici faza defensivă. Gică, dar primul lucru, eu vorbeam de... Îi predau ca și filozofie să știe să atace. Păi asta spuneam, că vorbeam de două filozofii diferite. Am spus că filozofia lui Petrescu, da, ai spus cu stilul lui a câștigat 5 campionate. Asta e campioană și că echipa lui Faru nu e așa campioană. Echipa lui Faru, Florine, nu, eu n-am spus asta. Păi asta e statistica. Ce eu n-am spus asta. Eu am vorbit de CFR. Are 18 milioane buget. Faru are buget. Cred că pot să-mi dau și eu cu părerea, nu? Dar nu trebuie să te superi. Da, pot să-ți dai cu părerea, dar să spui și adevărul. Păi ce adevăr? Și ce înseamnă banii? Eu am spus că o echipă care se apără bine ca CFR ne-a demonstrat în ultimii ani că a câștigat campionate. Nu, CFR ne-a demonstrat că dacă pui bani în fotbal, cei mai mulți poți să câștigi. Nu tot timpul bugetul îți oferă și succes, să știi. Nu tot timpul. Asta ți-a stricat... Gheorghe Hagi v-a stricat socotelele, că a câștigat cu bani puțin, a câștigat campionat. Foarte bine și te-am felicitat de atâtea ori. Păi, dar nu pe ale noastre, pe ale CFR-ului poate să o faci. Păi când ai bani mai puțin, poate se întâmple din când în când. Dar nu poți să fii un protagonist. Ca să vrei să fii cel mai bun, trebuie să ai bani mulți. Trebuie să ai buget ca să câștigi. Faru are bugetul de a sta în prima ligă. Cât ai buget? Dacă ai zis bugetul CFR-ului, cât ai bugetul? Cât are Farul buget dacă CFR are 18 milioane? Bugetul vorbim total sau vorbim doar de salarii? Total, doi, că 18 milioane mă gândesc că e total la CFR. Eu știu că CFR-ul plătește 30.000 salariu. Eu știu că CFR-ul a plătit 30.000 de euro pe lună salarii și bani de transferuri. Iar Farul Constanța n-a avut niciun leu, n-a cheltuit niciun leu pe transfer. Au luat numai jucători liberi care, așa cum spuneți dumneavoastră, resuscitează jucătorii care nu sunt în formă foarte bună și a jucat cu 4, 5 sau 6 jucători sub 23 de ani. Păi, deci cât e bugetul de salarii? Cu tot cu bonusul, brut, 2 milioane. De an. E un buget de a rămâne în prima ligă. Asta ca să o audă și Florin, să vadă că se poate. 2 milioane cu bonusul, dar e mic, mi se pare totuși, e puțin. Nu e mic, e foarte bun. Pentru mine e foarte bun, am făcut față, am știut să semnez, să aduc jucători și sunt acolo, mă bat la campionat. Bugetul care l-am avut când am câștigat campionatul, am avut 1,5 milioane brut. Brut? Brut. Deci mai puțin. Pe vremea nu știu că cred că era... Am avut, când am câștigat campionatul, am avut 5 salarii de 5.000 de euro net. Și restul erau mai joase. Și am câștigat campionatul. Acum, care e salariul maxim? Șucudean câștiga 2500 de euro când a venit la noi. Trebuie să știi să iei jucătorii, trebuie să știi să semnezi, trebuie să știi să aduci jucători, trebuie să știi să formezi echipă, să fii un manager foarte bun.
după aia să știi să ataci. Da. Dacă nu știi să ataci, n-ai cum să câștigi campionatul. Că nu marchezi gol. Care e salariul maxim la tine acum? Vreți să zic toate acum? Nu, dar nu-mi zic numele. Care e salariul maxim? Cine îl ia? Avem 5 jucători, 4 jucători plătiți foarte bine. N-am sărit în ultimii 2 ani, de la 5.000 am ajuns la 7.000 net. 7.000 net e salariul maxim? Fix, salariul fix. După plus aceea, bonuse, jucătorii plus mei, după aceea jucătorii mei au bonusuri foarte mari, foarte mari, pentru că tu produci și eu pot să-ți dau. Dacă nu-mi produci, n-am de unde să-ți dau. Dar fii atent, Gică, că asta e foarte interesant și o filozofie foarte bună. Ne implicăm împreună în toate. Asta e foarte bună filozofia pe care nu o aplicăm să mult. Dar e o întrebare că mulți zic, dar bonusurile cât... Pot, de exemplu, poate cineva la un moment dat, dacă e titlul, să-și dubleze salariul din bonusuri? Sau aproape să-l dubleze? Poate și mai mult. Ce asta e, dumne? Totuși... Radu, diferența între mine și toți ceilalți, că eu am trăit acest lucru. Eu mi l-am trăit. Eu am lucrat așa. Eu vreau să lucrez cu un jucător care e motivat, care crede în el, care crede că e bun, care crede că poate să facă treabă, să creadă să iasă campion, să poată să încerce să fie cel mai bun și să aibă fixul plus bonusul. Nu de la început toți banii și vedem noi. Pentru că în România trebuie să-mi produci. Ca să produci, poți să-ți dau. Dacă nu produci, cum fac? Da, dar asta merge la tine unde, sigur, tu ți-aduci jucătorii pe care îi vrei, îi crești și mai departe. Alții care vor să ia titlul să ducă în Europa, cum este CFR, trebuie să aducă jucători care nu lucrează așa niciodată. O să, au și ei bonusuri, dar la ei nu se poate așa. Se poate la tine, în filozofia ta, care îți pare corect. Eu vorbesc despre mine, corect, vorbesc despre mine, Germania, nu că se poate la mine. Așa o văd eu. Da. Nu. Dar și în alte țări așa. Eu și mâine, dacă totdeauna la club, cât voi fi eu, majoritar și asta, totdeauna jucătorii vor avea un fix plus bonusuri foarte mari de performanță. Pentru că el trebuie să fie implicat la fel ca mine, cum sunt eu implicat, și el trebuie să fie implicat 200%. Da. Pentru că produci, mi-e bine și mie, este bine și ție. Mai ales că dacă tu faci bine, îți crește cota și poți să și pleci. Exact. Deci nu putem... doar să nu suntem în stare în care suntem în Anglia, unde primim pe an de la televiziune milioane de euro și putem să plătim. Nu milioane, sute de milioane. Milioane sute de milioane. Voi, sute, de milioane da. Sute de milioane. Da. Sute de milioane, da. Hai de ceva, da? Milioane da. Sunt și la noi. Și sunt bune să plătim, milioane. Da. Când o să avem și noi să puterea să facem lucrurile, atunci cu siguranță că și eu o să ieși, o să zic public, o să ne batem la campionat. N-am zis acest lucru de la începutul campionatului, nu vi l-am... De aceea și am spus că primele trei și-au propus acest lucru. Noi suntem aici, am arătat că suntem buni, am semnat foarte bine, am arătat foarte bine și avem șanse foarte mari să câștigăm campionatul. Așa o văd eu. Perfect, îți mulțumesc. Mulțumesc, Gică. Numai bine. La revedere. Cred că trebuie să luăm o pauză. Neapărat, repede.